8,2 milioane de lei este suma totală plătită din bugetul local al municipiului Deva în prima jumătate a anului 2024 pentru indemnizațiile persoanelor cu dizabilități încadrate în grad de handicap grav cu asistent personal, aflate în evidența Direcției de Asistență Socială Deva. La finele lunii iulie 2024, numărul beneficiarilor de indemnizații lunară pentru persoana cu handicap grav a fost de 673 de persoane, în creștere cu aproape 4% față de prima lună anului. Din totalul beneficiarilor, 8% sunt copii și adolescenți cu vârste cuprinse între 2 și 18 ani, conform datelor centralizate de compartimentul evidență și plată indemnizații de handicap. Aproape jumătate dintre copii se regăsesc în grupa de vârstă 2-7 ani, în timp ce o treime au între 8 și 13 ani și puțin peste o cincime se încadrează în categoria 14-18 ani. De asemenea, mai mult de două treimi din copii, 70% sunt băieți, iar restul fete. Dacă luăm în calcul numărul total de beneficiari a indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav din municipiul Deva, numărul bărbaților este aproximativ egal cu cel al femeilor, 300 35 la 338. De altă parte, în privința tipului de dizabilitate, datele oficiale arată că mai mult de o treime din beneficiari, respectiv 37%, au handicap fizic, în timp ce un sfert dintre aceștia au handicap mental, 17%, somatic, 11% asociat, 7% neuropsihic și alți 3% HIV/SIDA și boli rare sau alte tipuri. De la 1 iulie 2024, cuantumul indemnizației lunare acordate persoanei cu dizabilități încadrate în grad de handicap grav cu asistent personal s-a majorat S-a majorat la 2363 de lei față de 2086 cât era până la această dată. Conform legii, plata indemnizației este asigurată de către primăriile în a căror rază teritorială își are domiciliul sau reședința persoana cu dizabilități.